al nostru, al PSD-ului, din partea la primăria Sibiu. Da, dar la primăria n-au fost candidații ai PSD-ului, chiar au PSD. Adică, în ce scuze, ultimul chiar a fost PSD. Nu ne asumăm rezultatele acelea. Deci să ajungem la primăria Sibiu, să ne bucurăm pentru 16%, 17% nu e un obiectiv. Obiectivul nostru va fi câștigarea mandatului de primar la primăria Sibiu. Acela va fi obiectivul nostru. Bineînțeles și majoritatea în Consiliul Local. Dar a fost unul dintre cele mai bune scoruri obținute la alegeri de PSD prin candidatura domnului Sidele. Nu puteți să negați lucrul acesta. Nu, nici nu negăm. Dar locul 2 nu ni-l asumăm. Ne asumăm doar locul 1. Nu vă supărați din punctul dumneavoastră de vedere. Un scor de 16-18 este bun pentru PSD, nu contează numele. Păi pentru un municipiu Sibiu cred că e bun, având în vedere că aici există PDGR care obține... Îmi cer scuze, dumneavoastră a spus în sondaj că s-a desemnat candidatul. Nu s-a făcut niciun sondaj. Noi știm că s-a făcut. Așa ni s-a spus. Bun, și ne-au... Deci nu s-a făcut sondaj? Nu s-a făcut niciun sondaj. Deci acelea au fost rezultate... Da. Cine trebuia să candideze, cine era creat, să prezenta un sondaj. Am făcut un sondaj. El a ieșit cel mai bun. Dar nu ni se spunea de cine s-a făcut, care a fost marele de eroare, care a fost... Nu s-a făcut nicăieri sau numai la Sibiu nu s-a făcut? Nu s-a făcut nicăieri, doamne. Și ce garanție aveți că de acum încolo să vă face? Și nu să vă face la Curtea Cramului? Păi, garanția o să fiu eu, o să fie o casă de sondare acreditată, autorizată, cunoscută, care o să facă și o să facem publice toate datele care au stat la baza sondajului. A spus că nu s-a făcut sondaj nicăieri? Așa s-a filmat. Da, deci nu s-a făcut pe bune nicăieri un sondaj. Nu, dar nu s-a făcut sau nu s-a făcut? Nu s-a făcut pe bune nicăieri un sondaj. În ce scuze, și mi-a spus și mi-a sunat lucrul acesta și știu foarte bine. Iar un scor de 16%, nu puteți să-mi spuneți că este foarte bun în condițiile în care aveam forum aici. Nu. Avem un alt partid foarte bun pentru că noi suntem foarte slabi. Este foarte simplu.